Binecuvântat să fie numele Domnului. Vă aduc salutări și eu de la capătul pământului, așa cum era considerată Irlanda până la descoperirea Americii. Locul unde ne ducem zilele de mai mult de un an de zile, unde am avut parte de experiența pe care o mărturisește David în Psalmul 139, dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării. Irlanda este insulă, e înconjurată de mare. Și acolo dreapta ta mă va călăuzi și mâna ta mă va apuca. Am avut parte de această experiență. Vedeți, când copilașii erau mai micuți, le întindeam mâna să îi călăuzim. Nu aveau cum să ne prindă mâna, ne prindeau un deget. Pe măsură ce au crescut, mai ales dacă mergem în zone unde cunosc drumul, nu mai au nevoie de mâna mea. Dar de când merg într-o zonă unde au șanse, de exemplu, într-un magazin mare sau într-un loc aglomerat, ca să nu se piardă, e necesar să-i țin de mână. Cu atât mai mult, noi când am pășit pe un teritoriu atât de necunoscut, am avut așa de mare nevoie să-i simțim și noi degetul lui Dumnezeu și mulțumim că ne l-a întins. Am auzit și eu cu tristețe de situațiile și încercările prin care trece biserica. Ne rugăm, totodată mulțumesc celor care s-au rugat pentru noi în perioada în care am plecat de aici și celor care ne păstrează o amintire și mai întreabă de noi. E frumos când auzi că frații mai își amintesc de tine. Domnul să vă binecuvinteze. Dar mai îndatorat decât dumneavoastră, toți suntem îndatorați lui Dumnezeu. Că El ne ține în brațe pe toți, spunem în Iov, cine i-a dat lumea în grija Lui? Sau cum spun, cântăm noi într-o cântare, Tu ne hrănești din an în an, în grija Ta suntem. Și într-adevăr, toată omenirea aceasta este în grija Lui Dumnezeu și Dumnezeu are grijă nu numai de oameni, ci și de animale și de păsări. Să-i mulțumim și să-L binecuvântăm din toată inima. Rămân și eu la subiectul pe care l-a deschis Silviu, din textul care a fost citit despre slujirea lui Dumnezeu, mai ales că Mântuitorul spunea că în vremurile următoare, și nu știm dacă asta se referea doar la Evul Mediu sau se vor repeta aceste situații, spunea Mântuitorul că va veni vremea când oricine vă va ucide, culmea, crezând că face o slujbă lui Dumnezeu. Poate să existe așa de mare confuze la capitolul slujirii, să slujești, să crezi că slujești lui Dumnezeu și de fapt să te înșeli. Vorba Domnului către biserica din Apocalipsa, din Laodicea, zici că ești bogat și tu nu știi că e sărac. Eu cred că slujirea lui Dumnezeu nu se identifică atât de mult cu activitatea anume, fie ea și cântat, predicat, cât mai degrabă se identifică, se manifestă printr-o astfel de activitate. De aia se identifică cel mai bine cu alegere. Ce a spus Iosua, alegeți azi cui vrei să slujești. A sluji pe Dumnezeu înseamnă să alegi cui vrei să-ți închini viața. Să-ți alegi un scop, să te dăruiești unei cauze. Sigur că asta se poate manifesta, această alegere, sub diferite forme, depinde de experiența ta, depinde de situația în care îți duci zilele. Se poate ca unor să slujești pe Dumnezeu tăcând. Se poate să-i duci o slujbă lui Dumnezeu vorbind. Se poate ca să-i faci o slujbă lui Dumnezeu dând un ban. Modul în care îți vei manifesta această slujire depinde de situațiile pe care le vei întâlni pe teren. Eu când plec de la lucru în fiecare zi, pentru că călătoresc foarte mult, am neapărat nevoie de GPS, am un ajutor cu mine, telefonul mobil. Pentru că de fiecare dată întâmpin situații de care nu știu ce este pe traseu. Și GPS-ul îmi spune, vezi că pe autostrada cu tare a avut loc un accident, schimbăm traseul. Dacă o iei pe dincolo, economisești 40 de minute. Vrei? Sigur. Și le spun copilor, azi am trecut printr-o zonă și aproape de fiecare dată descoper noi și noi drumuri și noi căi. Știți că noi avem un ajutor cu noi, pe Duhul lui Dumnezeu? El este GPS-ul nostru care de fiecare dată, noi știm ținta,
Vreau să slujesc lui Dumnezeu. M-am închinat viața mea lui Dumnezeu. Îi faci un serviciu lui Dumnezeu. Te-ai hotărât să-ți dedici viața lui Dumnezeu ca Dumnezeu să facă din tine ce vrea El. Știți că au fost oameni în Scriptură care cărora Dumnezeu le-a cerut să nu se căsătorească, de exemplu. Sau unul i-a cerut ca sute de zile să stea culcat pe o parte. Deci modul în care vei sluji pe Dumnezeu diferă. Dar tu știi ținta și Duhul Sfânt este lângă tine ca să arate pe unde și ce trebuie să faci. Dumnezeu să ne ajute la asta. Dar să nu crezi că tu îi faci un bine lui Dumnezeu slujindu-L. Că Dumnezeu câștigă ceva din slujirea ta. Primul care slujești, care câștigă într-o slujire, ești tu. Gândiți-vă, de exemplu, la tânărul fiul risipitor care s-a întors acasă. Când a mers prima oară cu turma, cui a slujit? Tatălui sau lui însuși? Faptul că Dumnezeu spune în textul acesta, primul verset, de aceea, fiindcă avem slujba aceasta, după îndurarea pe care am căpătat-o, e un gest de milă, de îndurare din partea lui Dumnezeu că ne lasă să-i slujim. Nu este un beneficiu pe care îl facem noi lui Dumnezeu, ci este o îndurare pe care am căpătat-o ca Dumnezeu să ne primească și pe noi în rândul slujitorilor Săi. Fiul risipitor a simțit asta. El ar fi murit de foame dacă n-ar fi vrut tatăl său să-l lase înapoi acasă, să muncească ca și o slugă, cum zicea el acolo. Deci noi nu-i facem bine lui Dumnezeu, ci ne facem nouă bine. Oare chiar câștigăm ceva că slujim lui Dumnezeu? Știți că au fost oameni care s-au întrebat în modul acesta? Citim, de exemplu, Maleahi, în capitolul 3. Versetul 14. Ați zis, degeaba slujim lui Dumnezeu. Și ce am câștigat dacă am păzit poruncile Lui? Și am umblat triști înaintea Domnului oștirilor. Sunt oameni care au probleme, de exemplu, serioase. Mă refer, de exemplu, la tineri care după căsătorie, după un timp de căsătorie, sunt părăsiți de soții. Și se întreabă, conform Sfintelor Scripturii, acest spune Dumnezeu, n-am voie să mai mă căsătoresc. E foarte greu. Dar tu știi că dacă stai așa singur, tu ai aduce o slujbă lui Dumnezeu? Și ce câștig? Sunt oameni care își pun astfel de întrebări, care trec prin momente chiar dificile și greu și se întreabă, oare chiar merită să păzesc poruncile lui Dumnezeu? Ce câștig dacă eu țin legea lui Dumnezeu? Deci, cum spuneam, a sluji pe Dumnezeu diferă de la om la om, de la situație la situație. Vom Brand, de exemplu, spunea odată după o duminică în care a predicat de 3 ori, și numai cine predică probabil știe ce înseamnă să predici. Uneori îi spun soției că după predică mă simt mai obosit ca după o zi de muncă. Aș prefera mai degrabă să muncesc decât să predic. E un consum sufletesc, emoțional. Și s-a așezat în pat pe la 12 noaptea și Domnul îi spune, acum te scolte în braț și mergi în cârciumă. Doamne, ce să caut eu, pastor? Domnul îi zice, din nou, te scolți și mergi în cârciumă vis-a-vis. Fratele, ca un slujitor ascultător, se ridică, se îmbracă, soția când îl vede că se ridică, ce face? Ce mă duc în cârciumă. Cum? Acum după ce ai predicat la oameni, tu mergi să bei? Nu, zice, Domnul mă trimite în cărciumă. Cum se trimite Dumnezeu acolo? Te vor vedea oameni. Ce vor zice despre tine? Păi vină și tu cu mine, că atunci nu vom da prilej la nimeni să vorbească. Mergem împreună. Când a intrat în cărciumă, zicea el, am înțeles de ce m-a trimis Domnul, că Domnul nu-i dă întotdeauna toate răspunsurile, numai că nu e așa de clar ca și GPS-ul să-și motiveze cerințele. Când a intrat în cărciumă, acolo era un ofițer rus, era în perioada războiului, cu arma în mână, îndreptată spre cărciumar, oamenii erau ascunși pe sub mese, pe unde au bucat, amenințându-i că îi împușcă pe toți, în limba rusă. Dar cum nimeni nu înțelegea limba rusă, ăsta era tot mai nervos. Frate Vumbran, ca unul care cunoștea foarte bine limba rusă, l-a salutat, a început să vorbească politicos, ce vrei omule, ce speri oamenii ăștia? A zis, păi vreau băuture și ăștia nu-mi dau.
și-a comandat fratele pentru dânsul, s-au așezat la o masă și a început să-i predice Evanghelia. În timp ce îi predica Evanghelia, omul ăsta a zis, domnule, n-ar rost să vorbesc despre asta, eu am fost preot ortodox. Sub presiunea comunistă am ales să devin profesor de ateism și acum am un orat în armată. Pentru mine nu mai este iertare. Frate Vrbănța a continuat să vorbească, să vorbească despre jertfa lui Hristos, despre capacitatea lui Dumnezeu de a ierta, în momentul în care a văzut cum la omul acesta începe să-i curgă lacrimi. Iată, pe Dumnezeu pot să-L slujesc, cum a spus, printr-o deschidere de gură, dar alteori trebuie să închizi gura. Depinde de formele pe care le îmbracă experiența noastră. Suntem așa de diferiți și întâmpinăm atâtea situații. Dar revin la întrebarea asta. Câștig ceva? Și dacă veți sta să ascultați cu atenție ce spune Sfânta Scriptură și ce găsim în Sfintele Scripturi, veți vedea că chiar câștigă foarte mult cei care slujesc Dumnezeu. Momentan nu se vede o deosebire, ca și între casele din pildă, din Evanghelia. Una e pe stâncă, una e pe nisip, ambele arată la fel. Dar totuși există o diferență fundamentală între cele două. Primul lucru pe care vreau să-l subliniez și este semnificativ, subliniat în toată Sfânta Scriptură, primul lucru pe care îl primești atunci când alegi să slujești pe Dumnezeu e libertate. Culmea, te faci rob ca să devii liber. Dar așa e cu Dumnezeu. Spunea un gânditor creștin și cred că am mai spus vorba aceasta cu Dumnezeu. Creștinul e foarte ciudat. Pentru că creștinul, ca să trăiască, trebuie să moară. Ca să se nască, trebuie să moară. Ca să fie bogat, trebuie să devină sărac. Ca să câștige, trebuie să piardă. Așa e cu Dumnezeu. Când devii slugă, te faci liber. Noi am fost eliberați, zice Apostolul Pavel. Noi suntem slobozi, noi suntem liberi. Domnul Iisus Hristos a spus, dacă eu nu vă fac liber, nu veți fi liber. Dar noi nu suntem rob la nimeni. Ba tocmai de aia sunteți robi, că credeți că sunteți liberi. Doar când devii rob al lui Dumnezeu, devii liber cu adevărat. Iată ce spune, de exemplu, în Timotei. În 1 Timotei, în capitolul 6, versetul 9. Cei ce vor să îmbogățească din potrivă cad în ispită, în lat și multe pofte nesăbuite și vătămătoare care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Aici mi-aș imagina viața unui om ca și o corabie. O corabie care este atât de încărcată încât se scufundă sub propria ei încărcătură. Ființa umană e plină de dorințe. Dorințele sunt cele care ne încarcă. Sunt la fel ca și o bilă de metal. Vă dau această imagine plastică, ușor de înțeles. O bilă de metal este imposibil să nu fie atrasă de un magnet, dacă este un magnet în preajmă. Și degeaba ea se simte liberă dacă în jur sunt magneți. Orice care dintre magneți poate să o prindă capcană, să o prindă prizonieră, să nu mai lase să plece de acolo. Fie că acest magnet este bogăție, cum e cazul acesta, fie că sunt plăcerile veacului, droguri și așa mai departe, în câte au ajuns oamenii să cadă, sau diferite alte pasiuni. Sunt oameni așa de pasionați de munca lor sau de cariera lor încât au ajuns robiți de asta. Dar ce frumos este, cum spunea Mântuitorul, că cine nu va fi născut din nou, adică să vină Dumnezeu să schimbe natura și din metal să te facă plastic. Și imaginează că ai devenit o bilă de plastic, treci pe lângă magneți, nu te atrage niciunul. Dar cum poți să treci prin viața așa de liber? Ce frumos este când te uiți într-o lume atât de aglomerată, cei care ați ieșit în Occident ați văzut cât de multă lume există pe pământul acesta, deja eu credeam că pământul e cam cât România. Și când vezi, te uiți și ai timp să-i privești oamenii, să vezi cum sunt robiți de preocupările lor, de interesele lor, și mă gândesc la Dumnezeu cum ne vede. Ce frumos este să umbli într-o astfel de lume liber. Asta l-a spus Domnul evreilor, eu v-am eliberat și v-am făcut să mergeți cu spinarea dreaptă, cu capul ridicat. Ei fusese robi, acum erau chemați să slujească pe Dumnezeu, dar asta însemna libertate pentru ei. Să fii liber, să te poți bucura de toate lucrurile, fără să devii robul lor. Nu este un har să slujești pe Dumnezeu? Într-o dimineață, era o zi de sărbătoare, ajunsesem la lucru mult mai repede pentru că nu fusese trafic și eu plecasem cum plec de obicei.
ajunsesem cu vreo jumătate de oră mai repede, știind că mai am puțin kilometri până la servici, m-am oprit undeva pe un deal. Să admir împrejurimile și priveliștea care mi se așeza în fața ochilor. Era un răsărit de soare frumos, o dungă albă care se tot mărea la orizont, nori cu formele lor așa, păi ceața, dealurile frumoase ale Irlandei, ce ne-ați văzut, Irlanda este una dintre cele mai frumoase țări, zic eu, de pe planetă. E verde, insula verde, are peisaje extraordinar de frumoase. Datorită climei blânde, are foarte multă verdeață. Și în timp ce tot le admiram astea, mi-am adus aminte de cuvintele din Psalmul 8. Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic ce este omul. Și Duhul Sfânt m-a întrebat, Alin, când privești cerurile? Ai timp să le privești? Uite să văd dacă o să ploaie mâine sau nu, dacă sunt stele pe cer. Nu, să privești cerurile așa încât să vezi, să te bucuri. Mă gândeam atunci, de ce a creat Dumnezeu atâtea stele? Dacă tot universul acesta va fi nimicit, cred că singurul motiv e să-ți bucureți privirile. De ce le-a dat Dumnezeu forme diferite fiecărui nor? E un spectacol, un adevărat spectacol pe cer în fiecare zi. De ce ai făcut asta? Ca să plouă, dar sunt ața nori care nu au nici apă, nici nu ne udă cu nimic. Și nici nu au rerost umbra lor, pentru că e adevărat, vara probabil că zicem că ne-ar folosi la umbră, dar acolo în Irlanda chiar ne-am bucurat să nu fie umbră. Dar de ce sunt? Dar mulțimea de flori de pe câmp, că sunt atâtea specii, după lumea noastră atât de pragmatică, în care numai doar ce este eficient contează, n-ar avea niciun sens, florile. Și atâtea frumuseți care ne înconjoară, toate astea trebuie privite. Să-L vezi pe Dumnezeu, noi nu suntem panteiști, să zicem că Dumnezeu este în ele, dar suntem chemați să privim, zicea apostolul în Romani, să te uiți cu băgare de seamă la lucrurile pe care le-a făcut Dumnezeu. Să ai timp să le privești, dar dacă ești rob, nu poți să le privești, tu te gândești tot la muncă, tot... Mi-a zis Dumnezeu, vezi ce har ai, să mergi la muncă, dar inima ta să fie liberă, tu slujești pe Dumnezeu și te poți bucura de toate astea și poate inima ta... E adevărat că îți facem fiecare câte o activitate, ori într-un domeniu, în altul, dar inima ți-e liberă să-L ai părtășit cu Dumnezeu, să-L vezi pe Dumnezeu. Știți ce zidit te simți după astfel de experiență? Face mai mult decât o predică. Când stai și-L vezi pe Dumnezeu și Dumnezeu vorbește cu tine. Asta zice textul din ziua de azi, că mintea unora este orbită, păi da, nu cu ochii vedem. Iată că mai este un organ cu care vedem, nu doar ochii. Că de ochi avem toți și vedem toți, dar există minte. Și dacă mintea aceasta nu vede, degeaba văd ochii, degeaba vezi peisajele, degeaba vezi natura, dacă nu e mintea luminată ca să vezi și cu mintea. Dar pentru cine are mintea eliberată, ce har este, numai acela înțelege ce înseamnă să slujești pe Dumnezeu, ce bogăție constă în libertatea aceasta care ne-a dus-o Dumnezeu. Ceilalți? Zice Biblia că sunt orbiți. Sunt orbiți pentru că e întuneric și când e întuneric n-au cum să vadă. De aceea e nevoie să strălucească lumina, cum spune aici, cum spune Apostolul Pavel în altă parte, cugetul meu lumina de Duhul Sfânt. Ce har când ne-a dus Dumnezeu lumina. Știi ce mult face o lumânare într-o zonă de întuneric? Ce mult face o lanternă când e noapte? Să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat această libertate lăuntrică. Să spune Psalmul 37, panemise, că dacă faci din Domnul desfătarea ta, adică dacă îl alegi pe Dumnezeu, ai ales să-ți găsești împlinirea în a fi pe placul lui Dumnezeu. Dacă faci din Domnul desfătarea ta, Domnul îți va da tot ce-ți dorește inima. Și de multe ori am gândit la acest verset și cred că singura explicație e că în momentul în care faci din Domnul desfătarea ta, nu-ți mai trebuie multe lucruri. Psalmul 23 spune, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Într-o traducere diferită spune, Domnul este păstor, nu mai îmi trebuie nimic. Ce să-ți mai trebuiască dacă l-ai pe Dumnezeu? Cu Dumnezeu poți să mergi, cum spunea, la capătul pământului și ai tot ce trebuie, pentru că l-ai pe Dumnezeu. Mă întreba cineva care ar fi varianta cea mai bună pentru emigrare. Zic, numai dacă te prinde Dumnezeu.
Ne-am avut o astfel de experiență. Să vină Dumnezeu cu tine, să-ți pregătească tot terenul dinainte. Să pregătească și servici, și mașină, și locuință. Și tot, dacă aș fi proiectat cu minte, n-aș fi găsit o zonă așa de bună pentru familie, cum a găsit Dumnezeu, deși la început am evitat și am stat 2 luni de zile până când ne-am așezat, pentru că nu acceptam varianta asta. După aceea mi-am dat dreptatea lui Dumnezeu. Ce bine a gândit Dumnezeu. Să-L ai pe Dumnezeu cu tine și să-L vezi pe Dumnezeu în toate astea. Ăsta este primul beneficiu pe care are cei care slujește pe Dumnezeu. Știți că oamenii din lume n-au astfel de răspunsuri? Nu au astfel de bucurii. Se pot bucura și ei de împlinirile efemere ale pământului, dar nu pot să guste aceste profunzimi, să zic, ale sufletului. Să te întâlnești cu Dumnezeu ziua, noaptea, pe drum, oriunde ești, să-L ai pe Dumnezeu cu tine în mașină când călătorești, să-L vezi pe Dumnezeu la serviciu, să vezi cum Dumnezeu îți pregătește anumite experiențe și întâlniri, cum Dumnezeu te scapă din anumite situații, cum, de exemplu, lui Iacov are experiența aceea de care am avut parte și eu recent, că nu i-am înțeles altfel sensurile. I-a zis domnului Laban, ai grijă, nici măcar o vorbă rea să nu-i spui lui Iacov. Să ai un astfel de Dumnezeu cu tine. Dacă nu l-aș fi avut pe Dumnezeu cu mine, spune Iacov, m-aș fi întors acum cu mâinile goale. Dar l-am avut pe Domnul cu mine. Și a zis Domnul Deuteronom că dacă veți merge la capătul pământului, și acolo mă duc pe voi, slăviți să fie Domnul. În al doilea rând, de ce cred că merită să slujim pe Dumnezeu? Pe lângă faptul că Dumnezeu mă eliberează. Mă ajută să trăiesc în lumea aceasta fără să cad prizonier atâtor capcane pe care le întâlnim în lume. Pe lângă asta, Dumnezeu îmi oferă o nouă perspectivă asupra realității pe care o întâlnesc. Vezi altfel lucrurile pe care le întâlnești. Odată ce ai ales să te întorci la Dumnezeu, capeți un alt fel de a înțelege lucrurile, cum citeam acum din text. Ochii văd ceva, dar mintea nu-i comunică ce trebuie. În momentul în care te întorci la Dumnezeu, mintea ta începe să spună altceva. Spune în Romani, e textul cel mai evident și foarte cunoscut, nu știu dacă este vreun credincios care să nu știe versetul acesta. Romani 8 cu 28. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Mă gândeam de multe ori, dar oare chiar toate lucrurile nu se poate? Nu e o înțelegere greșită? Trebuie să țin cont de contextul în care vorbește apostolul? Dar mi-am dat seama că n-am cum să înțeleg altfel acest verset. Decât așa cum sună. Toate au un sens. Toate au un sens. A zis Mântuitorul că până și firele de păr din cap ne sunt numărate. Nici măcar o vrabie nu cade fără să știe cărmuitorul planetei, cum este numit în Iov. Toate au un sens. Știți ce spune Iosif după suferința lui de ani, de zile, de temniță, de umilință, de nedreptate? E ce voi v-ați gândit să-mi faceți rău. Dar știu că în spate la toate a stat un Dumnezeu care le-a cărmuit și a făcut ca din tot răul pe care voi mi l-ați făcut să iasă un bine extraordinar de mare. Asta e nemaipomenit la Dumnezeu. Oamenii să nască răul, să-l zămâzlească răul și Dumnezeu să facă să iasă bine de acolo. Petru n-a putut să înțeleagă asta. Și a zis, Doamne, să te ferească Dumnezeu să ți se întâmple așa ceva, să mori tu. Mai târziu după înviere și-a dat seama că fără moartea lui Hristos, fără sângele acela nespus de scump, nepiritor, cum spune acolo în Petru, că toate lucrurile pierd, dar sângele lui Hristos rămâne veșnic, ca baza pe care am fost noi răscumpărați și iertați. Câte lucruri nu le înțelegem? Nu vreau să spun că noi credincioși înțelegem toate. Dumnezeu nu ne dă întotdeauna harul să pricepem cauza la toate. Dar unul ne lasă așa, ca și Iosif n-a priceput în temniță ce îi se întâmplă. Mai târziu a priceput de ce i s-a întâmplat asta. Și asta e frumusețea relație dintre noi și Dumnezeu. Zice Apostolul Pavel că relația noastră cu Dumnezeu se poate întemeia numai pe bază de credință. Eu îi ofer încredere lui Dumnezeu. Nu înțeleg ce se întâmplă astăzi, dar îi ofer încredere. Relația dintre mine și Dumnezeu se bazează pe credință. Eu cred că în spatele la toate astea este un Dumnezeu care mă iubește, care ține la mine, care a proiectat foarte bine lucrurile. Și mai târziu voi pricepe. Mai târziu Dumnezeu mi le descoperă. Așa cum am avut atâtea lucruri pe care le-am descoperit mai târziu, spuneam o dată unui copilaș care
m-a rugat foarte mult, de mult timp, să-i cumpăr ceva, un anumit lucru. Și într-o zi chiar m-am cerut de la șeful să ajung mai repede acasă, să mă duc cu el la un magazin să-și cumpere lucrul respectiv. Și când ajungem la magazinul respectiv, era închis. Așa de necăjit a fost. Zice, tate, hai să mergem la alte magazine. Am mers la alte magazine, nu era obiectul pe care el căuta. Final, l-a găsit el ceva pe acolo. Zice, tate, uite, o lanternă, tate, te rog, cumpără lanterna asta, te rog, cumpără. Zic, stai cu minte. Uite, mai aștepți câteva zile, o să vină weekendul, putem merge să cumpărăm. Nu, tate, te rog frumos, ascultă la mine, ai încredere în mine că o să iasă mai bine, cum zic eu. M-a durut foarte mult să-l duc acasă plângând și dezamăgit. Credeți că pe Dumnezeu nu-l doare când vede că plânge? Credeți că Dumnezeu nu este... Uneori chiar eram gata să cedez, să-i spun, uite, îți cumpăr, să fiți. Dar știam că pierde. A doua zi, datorită faptului că a trebuit să rămân mai mult la lucru, a rugat-o pe sora mea să mă lase să rămân la ea peste noapte. A doua zi trebuia să vin foarte repede. N-avea rost să mă merg până acasă. Ajungeam pe când să mă culc. Și sora mea zice, da, dar noi, uite, tocmai plecăm acum până la shop. Și zic, hai că vin cu voi. Merg la cel mai mare magazin de jucării din Irlanda. Am avut ocazia să iau ce și-a dorit și de o calitate mai bună decât ce. Când l-am adus acasă a doua zi, atât de fericit a fost, încât i-au trecut toată supărarea de a doua zi și nu numai de ta, mi-a zis, tati, ai avut dreptate, așa cum zici tu, a fost mai bine. Ce rău mi-ar fi părut să fi știut că puteam să am astăzi asta și nu aș aveam pentru că am ales eu greșit. Asta este relația noastră cu Dumnezeu. Am avut astfel de experiențe. Să văd că uneori mintea mea, datorită faptului că lucrăm cu date parțiale, vedem puțin, Dumnezeu vede de sus, vede toate, îmi spunea, uite, rezolvând logic, cel mai bine ar fi să procedez așa. Dar ceva înăuntru meu nu-mi dădea voie. Nu-mi dădea drumul. Simțeam că nu-i bine ceva. Și amânam, chiar dacă unor nu știam unde mă duc. Și unor era urgent să fac alegere. Țin minte că odată am stat cu soția, ne-am rugat, am postit, nu știam, am întrebat pe Domnul și trebuia, era ultima seară că trebuia să dau un răspuns. Am rezolvat toate actele, să dau răspunsul pe care mi-l spunea logica. Dar în ultimul moment, țin minte când m-a sunat cel care a trebuit să-i dau răspunsul, i-am spus nu, invers de cum am planificat. Inima, dar imediat după ce a spus nu, m-am umplut de o bucurie, că așa zice Biblia, că dormez în văzăturile tale, mă bucur de parcă aș avea toate comorile. Și am văzut mai târziu că așa a fost mai bine. Că Dumnezeu le planifică mult mai bine și le gândește mult mai bine decât noi. Și asta este frumusețea celui care slujește pe Dumnezeu. Să aibă cu el un Dumnezeu care îi descoperă. Uite de ce se întâmplă asta. Ce să mai spun despre faptul că odată ce slujești pe Dumnezeu, pentru cei care slujești pe Dumnezeu, Dumnezeu le deschide ochii spre o altă perspectivă. Ei vor vedea altfel lucrurile de acum înainte, nu numai cele care sunt acum, ci altfel vor privi viitorul. Noi avem o perspectivă diferită de a lumii, spune Romani în capitolul 8. Versetul 20, firea a fost supusă deșertăciunii, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus. Adică înțeleg ce se întâmplă pe pământul acesta. De ce e asta? A fost supusă deșertăciunii. Cu nădejdea însă că ea va fi izbăvită din robia stricăciunii ca să aibă parte, atenție, îmi place foarte mult expresia asta, de libertatea, de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Adică eu sunt îmbătat zilnic de Dumnezeu cu niște promisiuni a unei vremi, a gloriei, a slavei, a libertății care va fi arătată față de noi, cum spune în Evrei și în toate textele Sfintele Scripturi. Păi nu vă gândiți ce au văzut profeții în mântuirea viitoare, că au ales ca din mântuirea asta să facă scopul cercetărilor de o viață. Unii își propun în viață să descopere, eu știu ce, să studieze știința sau să devină bogați. Gândiți-vă că profeții care au avut harul din partea lui Dumnezeu să priceapă ceva din ce a pregătit Dumnezeu. E ce Biblia că au făcut din această mântuire ținta cercetării și căutărilor stăruitoare. Dumnezeu îmi deschide o altă perspectivă a viitorului, viața de aici și pe pământ. Eu nu sunt un prizonier al acestei vieți. Eu nu văd numai până la mormânt. De aceea credincioșii n-au fost necăjiți dacă li s-au luat averile, dacă s-au îmbolnăvit, dacă au murit. Au mers cântând pe arene pentru că au o altă perspectivă, un alt mod de a vedea viața și viitorul existenței. Noi vedem până în împărăția lui Dumnezeu departe, peste veacuri, zice Biblia. Le-au văzut de departe profeții. Ce slujește pe Dumnezeu capătă o altfel de,
de viziune a vieții acesteia. Dar mai mult decât toate astea, citesc în Maleahi, spune acolo în capitolul 3, ultimul verset, că atunci, într-o zi pe care o pregătește Dumnezeu, se va vedea diferența dintre cel care slujește pe Dumnezeu și cel care nu îl slujește. Va fi o zi care va deosebi fundamental oamenii care l-au slujit pe Dumnezeu de cei care nu l-au slujit pe Dumnezeu. Zice Biblia că oamenii vor fugi de groază când va veni Dumnezeu să îngrozească pământul. Știi ce diferență va fi atunci să știi că vine un prieten al tău? Să știi că vine tăticul tău? Ce har va fi pentru cei care l-au slujit pe Dumnezeu în ziua aceea, când se va vedea această diferență? În încheiere, vreau să vă spun o experiență frumoasă. Mi-a rămas imprimată în memorie și este ceva despre caracterul lui Dumnezeu, acestui tată pe care se trebuie să slujim. Imediat după ce ne-am așezat acolo în Irlanda, într-o dimineață soția mi-a spus, am visat azi noapte ceva ciudat. Ne așezasem, zice, într-o locuință nouă, dar am sesizat că din locuința noastră există o ușă care dă într-un alt apartament. Am început să-mi pun tot felul de întrebări, dar de ce? Cine are acces în casă la noi? De ce? Eu stau asta. Și am mers și am închis ușa aceea cu cheia și am probat să văd dacă ușa este închisă. Și era închisă. Sigur, nu poate deschide nimeni. După care m-am dus și m-am așezat într-un fotoliu, liniștit. Imediat ce m-am așezat, ușa se deschide. Dar nu m-am speriat, ciudat, cum ar fi normal să faci. Pentru că o prezență blândă a umplut încăperea în care eram, mi-am ridicat privirea încet spre ușă. În cadrul ușii era un bătrânel, așa cum arată Scriptura pe Dumnezeu, cu un bătrânit de zile. Și mi-a adresat următoarele cuvinte. Cu asta închei. Dar aș vrea să meditați la ele. A zis acest bătrânel, eu n-am să vă deranjez niciodată. Deci să nu te temi că e ușa asta aici. Niciodată nu o să dau buzna peste voi, nu o să te deranjez niciodată. Dar dacă voi vreți, mă puteți deranja oricând vreți. Binecuvântat să fie Tatăl nostru în veci. Amin.